Auzi? Da. Mă tot gândesc ce-o face șoarecul acasă. L-ai lăsat acasă singur, vai? Da. Ne-ai dat un rând de chei. Păi nu care ușa lui, mâncaia și eu coada, pentru că ieri... Mâncați-ar el ție brânza. Da. Cașcavalul, ce mai e pe frigider? Ieri... Da, aiura, n-ar nimic în frigider. Am stat sub chiuvetă patru adulți. Patru adulți am încăput sub o chiuvetă. Să vedem pe unde vine, mă înțelegi? Mm. De 2 ani tot vin șoareci la mine, niciodată nu m-am gândit să mă uit de unde vin. Am găsit o găurică. Ești ca și cum ești la controlul pașapoartelor aici, la OTP. Da. De fapt, mă deranja conviețuirea cu ei. Dar acum sunt cam mulți. Deci, găurica s-a mărit, oricum e da. Așa. Problema este că am căutat pe tot împrejurul casei pe unde se ajunge la tunelul care duce la găurica asta. Și au făcut tunel, ca el ceapul ăsta. Da. N-am găsit niciun tunel. Cert este că din orice poziție trebuie să faci 7 metri ca să ajungi la mine în bucătărie pe găurica aia. Clar, 7 metri. Bun. Ieri am găsit lângă găurică așa un pumn de pământ adus de afară, de la, din grădină. Ce-o fi vrut să facă ăsta șoarecul cu pământul? Cum l-a cărat? Că eu n-am văzut și o găletușă mică, înțelegi? Undeva îl duce. Ce face cu atâta pământ? Deci nu e ciment, e pământ, pământ de flori, de grădină. Ce face? Își face o grădină acolo. Poate este un șorec horticultor. Poate își pune roșii șerii de alea mici să poată să mănânce cu gheruțele alea, că alea manu. Dar ce curatele... Nu m-am spăimântat, la un moment dat am crezut că nu-i convine ce cameră da? Am și își face camera lui. Da, păi da, da, da. Nici nu-i place că m-ai amenajat. Da. Ai văzut, de-aia îți mai roade din cabluri. Ce să zic? E jos în pivnița, acum l-am lăsat, i-am dat un tank de cărți. Mi le citește, îmi face de seară. Da, da. Îmi face fișele de lectură să nu mai pari eu prost. Ți le citește, ți le roade, na. Nu, nu roade. Nu roade cărți? Nu roade hârtie. E, înseamnă că e analfabet. Ți-ai luat un șoarec analfabet. Care atunci când o să moară, o să se ducă pe lumea cealaltă. În schimb, mi-am mâncat o cutie de aminoacizi. Aaa, păi înseamnă că e de ăsta, dințestoasele Nija ceva. E un Shredder de-asta. De seară, dacă mă duce și mă așteaptă în ușă cu parul, e treaba lui. Ce cu parul? Cu brand? Oricum, în continuare, nu cred în prostiile scrise pe prospect la toate medicamentele posibile, de la cele de cap până la cele de curăța ficatul. Știți că pe toate medicamentele scrie ce? Să nu iei mai mult de 2-3 pastile, că e doză enormă, că mori, că faci. Tu îți dai seama că mie mi-a mâncat o folie întreagă de pastile de cap șoarecul și n-are nici pe dracu. Opriți cercetările medicale făcute pe animale, pe da. Huă, huă, de 3 ori huă. Păi da, da, la mine nu fac eu cercetare, el mănâncă din proprie inițiativă. Da, mă, am mâncat ăsta, cum se cheamă, antiinflamator. O folie întreagă, într-o zi. Îl durea capul, îl durea capul. S-a și dus pe câmp la prietenii lui și bă, vorbește ăsta niște prostii acasă, singur cu pereții. M-a luat cap. Da. Are cineva un ibuprofen de 600, că nu mai e. Da. Mm-hmm. Oricum, dacă mă întreb ceva, că nu e weekend, e simplu. Ce faci în weekend? Alerg un șoarece. Că nu te alerge el pe tine.